execuția coloanei de gaze pe casa scării și pozarea tuturor conductelor. Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit la Librăria TV Nexo Install. Sunt Sorin Lăpădatu și astăzi suntem la acest bloc din anii 1970, cred, cu 20 de apartamente, 4 etaje, unde noi am separat consumul de gaze pentru 16 apartamente. 4 apartamente au rămas pe consumul asociației de proprietari, iar cele 16 vor avea contoare individuale. Salutare, salutare! Am întâmpinat câteva probleme, una dintre ele a fost că asociația de proprietari nu a dorit inițial să ne dea acordul pentru perforarea planșeilor și pentru execuția coloanei de gaze pe casa scării și pozarea tuturor conductelor. Perforarea aceasta de la partea superioară din planșeu a fost efectuată cu o carotă diamantată. Perforările le executăm tot noi, avem această dotare în firmă. Însă ulterior, cu rugăminți, am reușit să obținem acest acord și acum suntem în curs de finalizare a execuției. O altă problemă este că am avut cabluri electrice în planșee și noi trebuie să perforăm planșeile cu carotă diamantată și pentru a nu perfora aceste cabluri a fost nevoie să aducem detectoare pentru ele, pentru a le identifica. Suntem la etajul 3. După cum vedeți, aici vom avea două racordări în coloana de doițoli. Racordările se vor face prin sudură, bineînțeles. Aici vom avea o ramură care alimentează două apartamente. Acesta este primul și al doilea este acum în lucru, iar aici a doua ramură care alimentează un singur apartament. Câțiva dintre locatari vor opta și pentru execuția instalației termice și montaj de centrală termică și probabil că noi vom face aceste execuții. Putem face totul de la A la Z. Această execuție a instalației de gaze trebuie să treacă printr-un stadiu de proiectare inițial, pe care noi îl putem face deoarece suntem autorizați ANR pentru proiectare și ulterior vom face execuția. Să vorbim puțin și despre costurile unei astfel de lucrări. Păi începem cu coloana de gaze care poate fi între 6.000 și 8.000. Costurile pot varia în funcție de lungime și de diametru coloanei. Iar instalațiile individuale au fost 1.650 de lei, dacă nu mă înșel, în funcție de lungimea instalației de gaze pentru fiecare apartament. Avantajul când se mobilizează într-un astfel de bloc mai multe apartamente să-și execute instalațiile de gaze este, bineînțeles, că vor obține un discount, deoarece se eficientizează lucrarea. Ulterior, fiecare locatar care și-a separat consumul va avea contor separat și va primi factură de la Engie pe numele său și va trebui să-și achite acea factură individual, deci nu va mai proceda ca până în prezent, și anume să achite către asociația de proprietari gazele în întreținere. În acest moment, colegii noștri grunduiesc și vopsesc conductele de pe casa scării. Trebuie să vină și colegii noștri sudori ca să finalizeze sudurile de racordare în coloană. Acești oameni locuiesc la bloc și, din păcate, le este greu să se gândească la o variantă de încălzire-răcire cu energie verde, dar dacă locuiți la casă, nu vă recomandăm să executați instalații de gaze așa cum au făcut acești locatari, deși este parte din businessul nostru execuția instalațiilor de gaze. Vă recomandăm să vă îndreptați către soluții de energie verde pentru a salva planeta.